Ramona și Stelian au stat de vorbă pe canapea în bucătărie. Stelian o întreba la un moment dat dacă aceasta și-a atins obiectivul pentru care a venit acolo în emisiune. Ramona spunea că nu prea. Îl întreba și ea la rândul ei pe Stelian dacă el și-a atins obiectivul. Stelian i-a răspuns că nici el nu și-a atins obiectivul. Ramona îl întreba păi și ce ai de gând să faci și Stelian spunea glumind păi să mă duc acasă Ramona îl întreba chiar vrei să mergi și Stelian a răspuns că la un moment dat o să meargă și acasă apoi Ramona îl întreba ce ar spune Stelian dacă ea ar pleca acasă ce ar spune atunci în ultimul moment spunea că ea, dacă Stelian ar pleca, iar spune tot ce a simțit și nu a putut să-i spună, zicea că i-ar fi spus că atunci când era nervoasă zicea că nu mai are sentimente pentru el, dar de fapt a avut tot timpul i-ar fi spus încă o dată că este îndrăgostită de el și i-ar fi zis că i-a lipsit foarte mult în perioada în care nu au fost împreună și că uneori îi venea să treacă prin ușile acelea și să meargă direct la el.